Dragi ascultători, chiar și după ce a suferit din cauza pedepsei cu muștele cânești, faraon a devenit și mai împetrit și a refuzat să lase pe israeliți să plece. Atunci Dumnezeu a permis pedeapsa ciumii. De data aceasta, Dumnezeu din nou, înainte de a trimite dezastru, i-a poruncit lui Moise să vină la faraon. El trebuia să transmită voia lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 9, cu versetele 2 până la 4, scrie dacă nu vrei să-l lași să plece și dacă îl mai oprești, iată mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi și peste oi. Și anume, va fi o ciumă foarte mare. Și pentru ca ei să înțeleagă că aceasta nu va fi o careva coincidență, ci va fi o pedeapsă adusă prin puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu a stabilit timpul exact și a spus mâine va face Domnul lucrul acesta în țară. Prin aceasta, Dumnezeu continua să le dea posibilitatea să se pocăiască. Dacă faraon ar fi recunoscut puterea lui Dumnezeu, măcar în cea mai mică măsură, el s-ar fi răzgândit și nu ar fi suferit o pedeapsă și mai mare. Însă, el nu s-a răzgândit și, drept urmare, i-a lovit ciumă și vitele care pășteau pe câmp, cai, măgari, cămile, boi, cum am citit, a, oi, a, au fost toate nimicite. În schimb, niciun animal care aparținea israeliților nu a fost atins. Dumnezeu i-a făcut să vadă că el este viu și își împlinește cuvântul. Faraon știa foarte bine acest lucru, însă necătând la aceasta, inima lui a rămas împietrită și el nu s-a răzgândit. Așadar, care este semnificația spirituală a acestei pedepsie cu ciumă? Dragi ascultători, o ciumă este orice boală care se răspândește rapid și ucide un număr mare de oameni și animale toate animalele din Egipt au căzut și ne putem imagina pagubile făcute egiptenilor. De exemplu, moartea neagră sau ciuma bubonică care s-a răspândit în Europa în secolul XIV a, a fost de fapt o epidemie care a început cu animale, precum viverițele și șobolani. Însă, a boala a lovit și oamenii prin purici și a provocat multe morți. Fiind infecțioasă, boala din pricina nivelului mic de dezvoltare a medicinii a luat multe vieți omenești. Pe atunci, pe vremea lui Faraon, creșterea animalelor, vacile, caii, oile, caprele, toate acestea erau factorul care determina bunăstarea oamenilor. Deci, în funcție de numărul de animale domestice, se judeca bunăstarea lui Faraon, a miniștrilor lui și a tuturor oamenilor. După cum am spus în alte videoclipuri pe aceste subiecte, animalele sunt creaturi vie, așa că pot simboliza și pe cei dragi. Motivul ciumii care a lovit animalele domestice din Egipt a fost răutatea lui Faraon. Și în sens spiritual aceasta înseamnă că membrii familiei noastre se pot îmbolnăvi dacă acumulăm răutate și Dumnezeu se întoarce de la noi. De exemplu, când părinții nu ascultă de Dumnezeu, copiii lor iubiți se pot îmbolnăvi de ceva ce este dificil de tratat. Sau din cauza nelegiuirii soțului, soția lui se poate îmbolnăvi. Este când acest tip de ciumă vine asupra noastră, nu trebuie doar cineva unul să se examineze. În așa caz, toți membrii familiei trebuie să se pocăiască împreună. În Exodul, capitolul 20, cu versetul 4 și în continuare, se spune că idolatria va fi pedepsită până la al treilea și al patrulea neam. Desigur, Dumnezeul iubitor nu pedepsește, orbește pe toți la oaltă. Dacă copiii sunt buni la inimă, îl acceptă pe Dumnezeu și trăiesc în credință, ei nu vor primi pedeapsa a cauzată de păcatele părinților lor. Însă, dacă copiii acelor părinți da, înmulțesc creul pe care l-au moștenit de la părinți, atunci ei vor trebui să plătească pentru păcatele lor. În foarte multe cazuri, copiii născuți în familii care se închină la idul au defecte din naștere sau a, careva tulburări mentale. Unii oameni țin amulete atârnate pe pereții caselor lor. Alții zeifică diversi idoli. Unii își scriu numele în templele pline de idoli sau budiste, ca de exemplu. În așa cazuri periculoase de închinare la idoli, chiar dacă aceștia nu suferă pedepse, atunci copiii lor pot avea probleme serioase. Prin urmare, părinții trebuie să stea mereu în adevăr pentru ca păcatele lor să nu cadă asupra copiilor lor. Dacă vreun membru al familiei se îmbolnăvește de o boală dificilă de tratat, a ei trebuie să se asigure că aceasta nu a fost cauzată de păcatele lor. Așadar, faraon a văzut înfrângerea vitelor egiptene și a trimis un om să verifice ce este în Gosen, ce se întâmplă acolo unde locuiau israeliții. Acolo nu a suferit niciun singur animal, spre deosebire de egipteni. Și chiar și când a văzut aceste fapte incontestabile ale lui Dumnezeu, faraon totuși nu s-a întors la Dumnezeu. În Exodul, capitolul 9, versetul 7, scrie: Faraon a trimis să vadă ce se întâmplă și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Inima lui Faraon era extrem de încăpăținată și aceasta a adus asupra lui pedeapsa cu bube inflamate, despre care vom vorbi în următorul videoclip pe a tema celor 10 urgii ale Egiptului. Dragi ascultători, să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să identificăm și să înlăturăm încăpăținarea și orice manifestare a râului, astfel încât să putem trăi în permanentă o a lui Dumnezeu. Vă doresc sănătate și pe curând!